Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu putem ignora faptul că asta e, criza politică intră acum în al treilea act. Mă rog, unii ar putea spune, sau i-ar spune farsă politică în trei acte. Corect. Am ajuns la actul a treia, acum după ce premierul desemnat Nicolae Ciucă a renunțat la încercarea de a forma un guvern. În consecință, conducerea PNL a decis să-și flexibilizeze poziția în negocierile cu celelalte partide parlamentare. Asta înseamnă că liberalii vor încerca, de data aceasta, să alcătuiască o majoritate pentru susținerea guvernării. În principiu, asta înseamnă, de fapt, cooptarea unui partid în plus în coaliția de guvernare. Fie PSD, fie USR. Deocamdată, AUR este în continuare lăsat pe margine. Dacă este USR, ne întoarcem de unde am plecat, minus timpul pierdut într-o criză politică fără rost și cu o susținere parlamentară mult mai slabă acum, pentru că din grupul PNL s-au retras deja mai mult de 10, vreo 14-15 era ultima știre aseară, deci s-au retras mai mult de 10 parlamentari susținători ai lui Ludovic Orban. Dacă o să fie PSD, lucrurile avansează, dar într-o direcție pe care alegătorii celor două partide probabil că nu și-au dorit-o atunci când au mers la vot în urmă cu mai puțin de un an. Interesant în acest context și faptul că liberalii au refuzat să susțină ieri candidatul USR pentru președinția interimară a Camerei Deputaților, funcție care i-a revenit în consecință lui Sorin Grindeanu de la PSD. La telefon este politologul Cristian Pârvulescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur că ne reauzim la Europa FM, domnule profesor. Bun, acum, toată această criză a început și apoi s-a cronicizat din cauza conflictului dintre PNL și USR, care a avut mai multe episoade. Episodul demiterii ministrului justiției Stelian Ion este cel care a declanșat retragerea USR de la guvernare, care e, și de atunci aceste două partide nu reușesc să mai colaboreze. Care credeți că e problema? De ce credeți că nu pot trece aceste partide peste diferențe, nici în condițiile din perioada asta? Nu cred că problema este legată de ministrii Voiculescu sau Ion. Cred că este o problemă care privește echilibrele instituționale. PNL este un partid prezidențial, pe câtă vreme USR nu era, și s-a dovedit că USR nu cooperează cu președintele. Într-o republică semiprezidențială în care avem tensiuni între tendințe guvernamentaliste, cum era cea lui Ludovic Orban, și tendințe prezidențialiste, cum toți președinții României au avut, în are sens să intrăm acum în amănunte, evident că am făcut un partid din coaliția guvernamentală nu cooperează cu președintele, este considerat inacceptabil. Deci eu cred că a fost mai degrabă alibiul acea confruntare cu Stelian Ion. A fost un plan și pe acest plan, folosind inclusiv contextul crizei sanitare, urma să ducă fie la un guvern minoritar, dar toată lumea era conștientă că acest lucru nu poate să se realizeze, fie la un guvern de mare coaliție, un guvern care să aibă o majoritate constituțională, adică o majoritate de peste 66%, astfel încât câteva modificări constituționale să se poată realiza. Este o ambiție a președintelui Iohannis pe care rezultatul alegerilor din decembrie 2020 l-a obligat să o amâne. În momentul de față s-ar putea încerca o conciliere cu PSD cu câteva proiecte importante. Eu nu cred că un asemenea guvern este un guvern care va rezista foarte mult. Experiența precedentă este din 2008-2009, guvernul Boc, și n-a rezistat decât 9 luni și jumătate, 10 luni. Nu văd de ce s-ar întâmpla altfel acum, dar ar fi o soluție ca anumite lucruri să poată să fie reglate. Vă referiți la cooptarea PSD la guvernare într-un guvern de dreapta? Când l-ați adus pe Boc în discuție, dar am avut USL după aceea, în 2012, dacă nu mă înșel. E adevărat, dar nu era vorba de un guvern de mare coaliție. USL-ul era deja o alianță politică, nu doar electorală. A fost o alianță politică și acea alianță politică stabilită în 2010 a ajuns la guvernare și nici aia n-a ținut. De fapt, la începutul anului 2014 s-au despărțit cu scandal. Da, pentru că veneau prezidențialele în 2014. Exact. Iar în 2009 tot prezidențialele au fost cele care au obligat la separarea celor două partide.
Dar una este un guvern de mare coaliție și alta este o alianță politică. De asta n-am luat în considerare USR, pentru că USR era îndreptat împotriva președintelui Băsescu, pe câtă vreme Marea Coaliție din 2008 era singura formulă posibilă pentru a asigura guvernarea în condițiile acelea, până când reinvestit, Traian Băsescu a putut să creeze o altă majoritate. Noi nu suntem în alegere acum, deci președintele Iohannis nu poate crea o altă majoritate, lucrează cu ceea ce oferă clientul, deci va trebui să încerce o majoritate de genul ăsta, sperând, eu asta cred, n-am niciun fel de informație, că va reuși să modifice măcar articolele din Constituție privind organizarea administrativă. Acum, serios, credeți că nu vi se pare că e o alianță totuși de conjunctură asta acum? Dacă ar fi să fie PNL-PSD, credeți că s-ar putea avansa un proiect de modificare a Constituției în acest context? Interesul ambelor partide este acesta, de a rezolva niște probleme care sunt blocate de multă vreme. În ambele partide, și nu numai, există o reflecție legată de subiectul ăsta. Sunt subiecte în care au puncte de vedere comune. Cred că domnul Boc și domnul Dinco au jucat un rol important în aceste negocieri. Grupul de la Cluj, care este absolut transpartit. În rest, în chestiunile legate de raportul președinte-parlament și așa mai departe, sunt diferențe și acolo probabil nu se vor face modificări. Dar, de exemplu, acum când ne pregătim să începem pe NRL-ul și alte asemenea reforme, proiecte care vor duce la reformă. Structura administrativă a României este greoaie și nu funcționează. Este o reformă pe care o întârziem din 2003. Da. Mai am o întrebare legată de alegătorii acestor două partide, PNL și PSD. Adică, știți, mă întreb, care credeți că va fi efectul unei alianții de guvernare PNL-PSD asupra electoratului liberal și PSD-ist? O alianță care rezultă ad hoc din niște înțelegeri post-alegeri. În campanie electorală s-au atacat și, cum să spun, s-au atacat până ieri, la fel, erau la cuțite. Acum, deodată, vor guverna împreună. Care va putea fi efectul asupra alegătorilor celor două partide? Acum s-ar putea să guverneze împreună, că rămân în continuare destul de multe necunoscute. Caracteristicile sistemului proporțional pe care o folosim și în România este că nu permite alegătorului să desemneze guvernul, ci doar să își trimită în Parlament susținătorii. Guvernele iau forma majorității care poate fi construită. Cum spuneam mai devreme, s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Probabil că majoritatea alegătorilor PNL se vor simți decepționați, mai ales cei care se revendică de la dreapta. Probabil că alegătorii PSD vor fi mai puțin derutați, și asta pentru că este un partid mult mai oportunist și mai pragmatic. Dar, cum vă spuneam, pentru campania din 2024, mi-e greu să cred că cele două partide vor mai fi împreună, vor regăsi armele războiului și vor mima în continuare confruntarea cum au făcut-o de atâtea ori. Pentru că au ceva în comun aceste două partide. Nu ideologia, ci faptul că sunt partide sistem, că sunt partide care au primari, că sunt partide înrădăcinate. Deci au mai multe interese comune decât motive de conflict. Bun. Acum, sigur, oarecum în afara chestiunii cu criza asta, nu mă pot abține să vă întreb. Am o întrebare legată de sistemul acesta de vot proporțional, care, sigur, se spune că este mai potrivit democrațiilor tinere, pentru că permite reprezentarea și educația democratică și, mă rog, e mai potrivit la început. Dar având în vedere crizele și instabilitatea politică permanente care există în România, cel puțin de la ultimul guvern Năstase încoace, nu credeți că poate ar fi mai potrivit ca în România să se treacă la un sistem first across the line și în felul ăsta să se contureze majorități solide în Parlament? Nu există sisteme electorale perfecte. Reproșul care se face sistemului britanic și american este că sunt nedemocratice. Că majoritățile nu sunt în niciun fel reprezentate. Câștigătorul ia totul. Câștigătorul reprezintă circumscripția. Cu excepția Franței în Europa continentală, toate sistemele sunt proporționale. Nu e vorba doar de democrații noi. Belgia l-a introdus de mult în 1890, deci, pentru că, mă rog, sistemul Dont a fost inventat în Belgia. În general, sistemele proporționale asigură
legitimitatea pe câtă vreme sistemele majoritare, cum este cel pe care l-a descris, sistemul într-un singur tur, asigură guvernarea. Deci ai de ales între legitimitate și guvernare. Dar dacă vrei să folosești un sistem proporțional, trebuie să ai și o cultură de coaliție. Noi am vorbit mai devreme despre inexistența unei culturi de coaliție. Partidele politice românești se coalizează accidental și nu termină, de fapt, exercițiul unei coaliții, pentru că sunt mult mai interesate în rezolvarea problemelor particulare și în acele general. Deci problema nu e sistemul electoral. Noi avem acest sistem electoral din 1918 cu două perioade în care nu l-am folosit. Nu știu dacă știți, dar perioada comunistă a fost o perioadă în care am folosit sistemul majoritar, într-un tur. Nicolae Ceaușescu era ales într-un tur cu prezența 99% dintre oameni care îl validau. Da, și a fost stabilitate din punctul ăsta de vedere. O stabilitate pe care ne amintim cu toții cu teamă. Să știți că nu mai avem mult timp, vă mai dau 30 de secunde cu scuzele de rigoare. Nicio problemă. Da. Bine, dacă vreți să încheiați, că asta spun, mai avem 30 de secunde. Ah, bun, credeam că mai vreți să mai puneți o întrebare. Nu. Cred în continuare că sistemul proporțional poate să fie folosit inteligent, în condiția să avem partide politice care să-și asume responsabilitatea. Da. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru toate explicațiile. A fost în direct în deșteptarea profesorul Cristian Pârvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.